Salut! În acest clip aș vrea să discut despre ceea ce par a fi excese, sau sunt excese chiar. Deci aici sunt prezentați în jur de 10 tineri care dansează pe masă, cineva are narghilea și aici este steagul ucrainean. Și apoi e un așa zis analist, după aceea discută, clipul mie îmi pare execrabil și analiza lui, este că aceștia, chiar și de dragul discuției, sunt ucrainieni. Dacă ei se distrează în timp de război, în fapt nu este nicio problemă. Și acest lucru este greșit la atât de multe nivele. Deci, nici măcar nu știm când a fost făcut clipul. Deci, de dragul discuției, acest clip putea fi făcut acum 3 ani și putea să fie aceea, să aibă țag american, american-ucrainian, îmi cer scuze, și, sau de oricând ar fost fi făcut clipul. Și un alt lucru, sunt punți care erau plecați în afară de multă vreme. De asemenea, nici măcar nu știu că toți sunt ucrainieni în clip sau poate nu este niciun ucrainian în clip. Dar lăsăm toate discuțiile astea cu cât de mulți ucrainieni sunt. Dar partea care cred eu că lipsește cel mai clar este neînțelegerea a ceea ce am numit un contract social. De ce, de exemplu, persoana aceasta crede că ucrainienii nu trebuie să primească ajutoare. Și acum sper că este clar că ucrainienii trebuie să primească ajutoare și asta indiferent dacă 10 tineri, toți ucrainieni, petrec și se dezmață. De asemenea, nu vreau să justific ca un act bun acesta, dar tinerii se distrează și este normal asta și în special când ești într-un loc unde nu-ți pică bombele. Că cine știe, peste 2-3 ani s-ar putea să te căsătorești cu cineva și soțul tău are să fie trimis pe front. Și până atunci măcar te bucuri puțin de viață. Dar lăsând toată această discuție, cred eu că persoana aceasta, din acest clip execrabil, nu înțelege contractul social dintre faptul că noi ajutăm oamenii care sunt în nevoie. Și acești 10 tineri, dacă sunt 10, nu sunt reprezentativi. Bineînțeles, dacă am vedea că toți ucrainienii petrec din bairamuri în bairamuri și vin toți cu Audi-uri și de acest gen, atunci ar trebui să ne punem semne de întrebare. Dar în principiu știu că nu este așa, în special că am fost puțin, cel puțin implicat cu anumite mișcări de ajutor și ei se mulțumesc când le dai o pungă de făină. Deci chiar îți mulțumesc cu slava Ucrainii. Și acest lucru nu este văzut, cel puțin în cei care fac extrapolări greșite. Și aici aș vrea să avem aceeași notă când vedem aceste poze. Iar acestea, să le clarificăm, sunt pozele unui tânăr și acest tânăr are un dezavantaj, că este fiul bărbatului din dreapta. Iar bărbatul din dreapta, cel puțin pare a fi acuzat că a primit în jur de, dacă am înțeles bine, 7.000 de lire ca să se alăture unei biserici. Și acum, lucru care îl văd două probleme care sunt implicate și aș vrea să le discut pe amândouă. Prima este dintre relația dintre tatăl și fiul. Și anume că fiul pastorului, trebuie într-un fel separat. Și nu vorbim de faptul că trăiește cu fiițe sau cât de cu fiițe trăiește, dar vreau să spun că este posibil ca fiul să fie un fiu risipitor și taică-său să-l ajute, pentru că pur și simplu părinții în partea asta au datoria să-și ajute copiii. Și s-ar putea să facă greșeli ca și părinte, să fie foarte bun ca și pastor și fiul său să aibă ficțe. Și un alt lucru care este important este că pozele arată că cel puțin tânărul vrea să arate că are fițe, dar pe aici pe acolo le are și pe aici pe acolo nu le are. Și să fim clar, fiul său pare a fi într-o școală de business și acolo contează foarte mult imaginea. Deci, pentru asta poate chiar trebuie să arăți fițe ca să ai opțiuni. Și haideți să vedem primul fel. Deci aici pare că are într-un fel fițe. De ce nu? Nu sunt expert, nu trăiesc în lumea asta selectă, dar pot să spun că papuce sunt de marcă și costă câteva sute de lire. Nu știu câte. O persoană s-ar putea să-mi spună cu o chitanță, dar ceasul la fel este cu câteva sute de lire. Și un lucru care să fim clar
Ceasul acesta este doar de fițe. Iar la ce mă refer este că azi majoritatea oamenilor nu poartă ceas ca un telefon mobil care are ceasul. Deci acesta este doar un obiect de modă pentru persoană. Și la fel este și în această poză. În această poză, înțeleg că el este tipul din stânga, cred, dar și să fie cel din dreapta, chiar nu contează, la fel. Costumația este clară a cuiva care își arată ceasul ca și obiect vestimentar. Deci asta este un fel de fiță și la fel că are trabuc sau nu, este doar să arate că am un statut care fumează trabuc. Nici măcar nu știu că fumează. Și pozele pot fi înțelese greșit, dar persoana chiar se plânge că are trabuc. Și aici vreau să spun că anumite poze arată urât, dar nu sunt neapărat atât de urâte. De genul că în poza aceasta este el clar într-un magazin. Într-un magazin foarte select, să fim clari. Și de ce spun că este clar magazin este că se văd papuci aliniați la geam. Și de ce este select că are carpetă persană, între altele, pe fundal. Și acesta vreau să spun că este important în parte, că este posibil ca nu toate hainele care și le pune în oglindă să fie ale lui. Deci poți să spui un costum scump, de exemplu, am văzut un Hugo Boss de 1000 de euro, să mi-l pun, fac o poză și spun, vai ce select sunt îmbrăcat. Și pică foarte bine pentru o pagină de Instagram, dar nu este neapărat ceea ce poartă el, nici tipic și nici ce are. Și dacă își cumpără odată și este ce și-a salvat el timp de un an, la fel nu văd nicio problemă să aibă și haine așa scumpe. Similar, aici este o poză care pare a fi că el este într-un muzeu sau într-o casă selectă și a făcut o poză cu asta, dar nu înseamnă că el deține așa ceva. Și ce să zic, am fost în Palatul Reginei din Madrid, aveam și poze, acum nu mai știu pe unde sunt, că mi s-au șters contul pe Facebook, unde am pus din păcate pozele ca și backup. Și faptul că am fost în acel palat nu înseamnă că dețin nivelul ăsta. Și aici este iar chiar foarte clar același context. Aici tipul își face poză unde el stă în dreapta unui, pare fi Lamborghini sau Porsche, cred că Porsche mai degrabă decât Lamborghini, dar încerc scuze pentru orice greșeală de acest gen. Dar vreau să spun că el stă într-o mașină de marcă, dar stă în dreapta. Nu o deține, vrea să arate că are prieteni care dețin așa ceva și la fel este și cu Ferrari. Poza aceasta este clară însă un Ferrari, deși este mișcată. Și asta doar vreau să arate că tipul are fițe. Și fițele astea trebuie să le separăm de taicăsul. Deci, indiferent ce părere proastă sau bună ai de taicăsul, faptul că un tânăr vrea să arate că are fițe, le are. Problema care o avem însă este care este contractul social care este între pastor, familie și comunitatea lui. Dacă, virgulă, comunitatea lui are de oameni, vorbește de modestie, de sărăcie, de acest gen, cum ar vorbi, de exemplu, patriarhul Daniel, nu ai vrea să-ți iasă dintr-un Mercedes de lux. Iar acesta este un contract rezonabil, zic eu. Și aici eu cred că eșuiază acest pastor, cel puțin din scandalul care îl înțeleg. Anume că eu, sincer, chiar nu văd o problemă că pastorul X a primit 7.000 de euro să se alăture, dacă i-a primit, nu o spun că este clar, dacă a primit 7.000 de euro, nu, sau lire, chiar nu știu detaliile, sincer nu văd nicio problemă. Este bun de clanță, are nevoie comunitate de cineva bine pregătit ca și el, un cadou de primire al nu știu cât la salariu, dat în avans, doar să știe că el este acolo, nu văd sincer nicio problemă. Similar, după ce banii s-au dat, dacă i-a dat banii lui taică-său, este clar, cred eu, ok să, ca și comunitatea să înțeleagă că banii pot să ajungă la fiul său. Și fiul său să cumpere din acei chiar 7.000 de lire, să cumpere haine cu fițe, ceas cu fițe, să fie trimis la o facultate selectă. Dar problema este doar să fie transparent discuția. Și aici cred eu că ar trebui să învețe cel puțin comunitatea asta. Și un alt lucru care cred eu este că
transparența asta te ajută și în alt fel. De genul, haideți să spunem că vezi pe fiul său cu fițe și în cele din urmă afli că a fost un, că biserica X nu dă 7.000 de lire pentru o situație de acest gen, dar în cazul acesta a dat 7.000 de lire, că avea nevoie de ea, dar aceasta este o încălcare de reguli sociale, contractuale sau cum gândesc ei. Și acest lucru poate fi corectat, poți discute cu acel pastor să dea banii înapoi, să banii să fie dați în scop caritabil sau orice lucru de acest gen. Și acest lucru ar clarifica toate apele, dar altfel ești într-un dezastru de PR complet justificat. Este același dezastru de PR cu care eu nu sunt de acord cu Biserica Ortodoxă, în special anumiti patriarhi, că primesc foarte mulți bani sau mitropoliți. Dar, sincer, în același fel, eu nu am nicio problemă ca același mitropolit să primească din banii cuiva care și-a vândut casa. Deci dacă omul crede că asta vrea să facă el cu casa lui, acesta este un contract social care înțelegem. Omul face ce vrea cu banii lui, inclusiv să-și vândă casa și să-și facă catedrală. Personal, eu, pentru mine, văd că un astfel de act l-aș vedea imoral, eu aș da bani pentru alte lucruri. De asemenea, personal, nu aș vedea alte persoane să fi primit rezonabil bani să-și cumpere un Ferrari și, la fel, nu aș avea nimic de comentat. Dar cât este înțelegerea socială, nu sunt probleme. Când nu este, când lucrurile se fac pe sub mână, când cel puțin aceiași oameni care le fac pe sub mână pretind că sunt într-un anumit fel, aici cred eu că este deconectarea. Și de asta, cum cred eu că nu este într-un fel reprezentativ cei 10 ucrainieni, care, ipotetic ucrainieni, că nu știu, la fel care sursa clipului, care se distrează pentru ucrainieni în mare, cred eu că poate într-un fel aici este reprezentativ relația tată-fiu, nu pentru că au o relație tată-fiu, dar pentru că oamenii nu știu rezonabil cum merge contactul dintre adunarea lor și pastor. Și aici cred eu că pastorul ar trebui să clarifice. Bun, acesta este un clip diferit, încă de se vede, dar cred eu interesant. Rațiunea fie cu voi și linkul la probabil la ambele clipuri, la clip și la poze, am să le pun în descriere. Pa, pa!